Da, normal că e foarte important ce se întâmplă sus, cine câștigă play-out-ul, da? E, și vreau să vă spun, da, să vă dau o informație tare de tot, o informație bombă. La ora asta, acum, la ora la care discutăm, da, e adevărat că până la 31 martie mai e ceva, când trebuie să stingi absolut toate datoriile. Dar noi la ora asta, da, da, vă dau o informație bombă, marca Fanatic, da? Meciul azi, la ora la care discutăm, meciul pentru locurile 7-8, da? Adică finala din play-out, care să joace după aceea meciul decisiv, departe, așa, da. Așa, ar trebui anulat. Dintr-un motiv foarte simplu. Nu sunt bani. Așa. Nu. Dintr-un motiv foarte simplu. Deci, la momentul ăsta, federația ar trebui să dea un comunicat, dacă nu se întâmplă nimic, și nu cred că se va întâmpla nimic până la 31 martie, că nu-s bani, da? Partida aia ar trebui anulată locul 7, locul 8. Cine a câștigat play-out-ul să se ducă să joace împotriva echipei din play-off. Dar eu vă spun deja și cine a câștigat play-out-ul. Ucluj. Ucluj. Deci, în momentul de față avem așa. Da? Ucluj și FCU Craiova sunt singurele echipe care au depus, da, dosarul pentru licența UEFA. Da. Atât. Da? Se mai fac și că niște eforturi UTA, dar i-au dat... Băi, au spus că nu e convenabil pentru ei. Da, nu, ci că mai fac niște eforturi, dar șansele sunt mici. Deci, în momentul de față, da, azi, la ora la care discutăm, da, lucrurile sunt cam închise. Da. La play-out. Da, la play-out. Da. Adică, în proporție de 99,99% deja știm cine va juca barajul cu echipa din play-off. Este vorba de Universitatea Cluj, da? Pentru că mi-e greu să cred că FCU în 8 meciuri ajunge să câștige play-out-ul. Pentru că, încă o dată vă spun, asta sunt informațiile noastre la Fanatic. Doar două echipe au depus dosarul pentru licență UEFA, adică să joace în cupele europene, mai pe românește, da? Ucluj și FCU. UTA n-are astea două stă în insolvență. Hermannstadt și cu Dinamo. Hermannstadt și cu Dinamo stă așa. UTA n-a depus dosarul. Termenul e până la 31 martie să-ți plătești toate datorile, dar oricum e aproape terminată povestea. Vezi că aici intră și ANAF-ul. Numai că deci, trei jucători. Deci, nu, cu alte cuvinte, lupta pentru câștigarea play-out-ului e închisă așa, deja e cu 8 meciuri înainte. Nu, e închisă. Da. Avem un Cluj, meciul dintre echipa din play-off și câștigătoarea play-out-ului, care este clar Uclujul. Nu cred eu în vreun miracol face FCU ceva sau niciun. Și așa mai departe, pentru că toate celelalte n-au depus licență. Ai văzut raționamentul celor, explicația celor de la Arad, așa, voalat? Dom'le, noi am depus-o tot timpul de când am promovat și niciodată n-am fost pe locul ăla și cheltuiam banii aiurea. Da. M-ai adus 35 de jucători. Da. 35 de jucători, ai un antrenor care nu cred că e ieftin. Da. Și tu nu mai dai câteva... Deci, la UTA nu e închis 100%. Deci, singura... Ori a rezolvat fi... într-un an și rezolvă în 10 zile? Nu, s-a întâmplat ceva, s-a întâmplat ceva și pentru ei contează. Zilele trecute, de exemplu, UTA i-a plătit 50.000 de euro lui Cheșeru. Bani pentru UTA, 50.000 de euro, știi? Eu nu cred că UTA până la urmă se va băga. Așa că s-a cam terminat. Tocmai v-am anunțat, da, că partida pentru locurile 7-8, care este oficial în programul, în calendarul competițional, anulați-o, fraților. N-are de ce Uclujul să mai joace, să-și rupe picioarele cu locul 8, oricare ar fi ăla. Dar nu, dacă Craiova termină în primele 10, nu joacă baraj? Nu era o regulă de genul ăsta? Pe ce baraj? Dacă câștigă Ucluj, primele 10. Trebuie să locul 7 cu locul 10. 7-8, ce joacă locul 7-9, dacă 8 n-are licență, joacă 7 cu 9. Parcă o fi ca la divizia B. Păi și cum? Adică stai puțin, adică Craiova, dacă... Bun, și hai să te întreb ceva, am o întrebare. Nu și termină în primele 10. Dacă asta era întrebarea. Și dacă Craiova, de exemplu, e pe loc de baraj retrogradabil... Nu. Stai, scuză-mă, dacă Craiova e pe loc de baraj retrogradabil, joacă... Joacă două baraje. Joacă două baraje? Sau cum? Unul de Europa, unul de retrogradare. Nu, am auzit, aveam o discuție cu cineva și parcă mi-a zis că dacă ar fi în primele 10, ar juca 7 cu 10. Bun, stai puțin, se poate întâmpla orice, mai sunt 8 meciuri, dar meciurile sunt puține.
șansele ca un FCU să termină în primele 10 sunt destul de mici. Și la cum după joc, la și în ce formă sportivă. Așa, dar asta e cea mai tare, nu asta ar fi cea mai tare. Nu să joci două baraje. Da, nu să joci două baraje, să joci să joci menținere și cupe eventuale cupe europene și la o săptămână să joci evitarea retrogradării, știi? Bine, la noi în România se poate. Și să joci în Europa din Liga 2. Cum? Da, da. Se poate orice. Da. Se poate, cum să? Bine, păi la promovare cum e? O să joacă, ai văzut echipele, Schellenborg n-are drept, Corvinul cu Nedoara n-are drept de promovare. Acum acolo se joacă așa, care promovează direct. Slobozia și Slobozia, Buzău. Da. Mioveniu sau Chimit erau la un pas de desfințare în iarnă, să chinuiau să găsească 20 de milioane să bage motorină, să plece în cantonament. Și uite, acolo, local, și așa, la câmpul. Și așa o să avem două echipe din zona Harghita. Și Sereda se trezește fără să vrea acolo și cu șanse mari, probabil, să joace baraj. Nu văd sensul cum ești aici la Lobă dacă ești pe locul 11 și ai depus actele și ești în regulă din punct de vedere fiscal. Mă, cum să joci un baraj pentru cupele cu câștigătoare? Ce sens mai e să joace, de exemplu, U Clujul cu Hermannstadt-ul? Da? Sau U Clujul cu, nu știu, cu Petrol. Petrol. Adică ce sens mai are U Clujul să mai joace un meci înaintea când doar meciului, ei știi? Ei au hârtiile în regulă. Da. Cum? E posibil. Adică, de ce mai pui meciul ăla? Dar tu vezi că nu, a început din ce în ce mai mult să nu mai conteze forma sportivă? Da. Contează cum sunt organizați, dacă au sau n-au datorii și atunci deja ai câștigat două, trei locuri. Asta lui Gardoș leșindă râs, mititelul glumind puțin, așa să joace două baraje, îți dai seama cum ar fi? Dom'le, băieți, jucăm să prindem cupele europene și peste o săptămână să evităm retrogradare. Eu sunt curios cum o să pună domnul Mititelu antrenor. Cum? Deci locul 3 din play-off și joacă Robert, cu Ucluș. Robert, sincer, sunt comici. Deja au depășit... respectul stai pentru să spun domnul. Ceva. Nu, pare pierdut. Tot respectul, m-auzi, amatorist total deja. Nu știu, pare că nu e de acolo. Corea, l-ai văzut când fac schimbările minutul 90? Își dă cu stângul dreptul, practic. Da, cine? Nu poți să faci așa. Ai văzut declarația lui Napoli, a spus că prima repriză au jucat bine, dar au luat gol. Gol a fost marcat de 80.